și domnilor, am revenit pe patinoarul Dunărea din Galați, unde se va disputa în următoarele aproape două ore finala Cupei României, care le va opune pe Corona Brașov, echipament galben cu albastru, și Sport Club Miercurea Ciuc, echipament alb cu blămarin. Iată rapid componența celor două loturi. Voi începe cu aceste Corona Brașov. Numărul 30, Zoltan Toche. Numărul 33, Patrick Polt. Sunt cei doi portari. Jucători de câmp, numărul 43, Josh McFadden. Numărul 74, Cody Carlson. Numărul 22, Radim Valciar. Numărul 93, Roberto Gliga. Numărul 8, Thomas Klempa. Numărul 44, Olivier Damalca. Numărul 14, Ben Wilson. Numărul 40, Carlo Finucci. Numărul 28, Daniel Trancă. Numărul 92, Andrei Vasile. Numărul 12, Huba Borș. Numărul 17, Pavlo Borisenko. Numărul 69, Peter Balaș. Numărul 77, Zoltan Molnar. Numărul 21, Ede Mihai. Numărul 19, Tamaș Gaido. Numărul 16, Andrei Haraga. Numărul 11, Rareș Vasile. Numărul 98, Balaș Gaido. Și numărul 72, Zalan Seci. Zalan Seci. Repet. Sport Club Miercurea Ciuc, numărul 31, Ors Adorian. Și numărul 68, Arnold Laszlo. Numărul 28, Denis Culia. Și numărul 91, Tamaș Biro. Numărul 27, Andrei Taratuhin. Numărul 20, Amer Bețe. Numărul 33, Zobolc Pop. Numărul 55, Alpar Salo. Numărul 97, Jack Combs. Numărul 13, Carlton Yellowhorn. Numărul 9, Judd Blackwater. Numărul 99, Hugo Ghece. Numărul 93, Tomas Ladai. Numărul 43, Mathieu Toussignan. Numărul 47, Justin Malan. Numărul 10, Chanad Fodor. Numărul 92, Tomas Farkas. Numărul 12, Tiamer Gheorfi. Numărul 8, Zoltan Gandor. Numărul 96, Norbert Rocai. Și numărul 38, Eduard Căsăneanu. Antrenorul formației Corona Brașov este canadianul Dave McQueen, antrenorul formației Sport Club Miercurea Ciuc, tot un canadian, Jason Morgan. Alături de mine în comentariu se vor afla aceiași invitați ca și la finala mică, este vorba despre domnii Marius Trandafir, Cătălin Geru și Viorel Radu. Cred că va fi o partidă echilibrată între două formații de valori apropiate, două formații care se bazează din acest sezon și pe câte 5 hocheiști canadieni. Dacă Sport Club Miercurea Ciuc și-a adus doar atacanți canadieni, Corona Brașov a mers mai mult pe fundași canadieni, 4 din cei 5 jucători canadieni sunt fundași. Cred că vom asista la o eliminare. A fost o agățare, să vedem ce jucător va fi eliminat de la... Numărul 92 de la Corona Brașov, Andrei Vasile. Unul dintre frații Vasile, sunt doi, Andrei și Rareș. Sport Club Miercurea Ciuc va evolua două minute cu un om în plus pe gheață. Să vedem dacă ciucanii vor reuși să valorifice omul în plus. O pasă în diagonală, dar nu a reușit să controleze pucul, jucătorul Coronei. Era Carlo Finucci, atacantul canadian, prolificul atacant canadian. Acum aceste Corona Brașov cu prima linie pe gheață, Josh McFadden, Cody Carlson, Radim Valciar, Roberto Gliga și Thomas Klempa. Apără foarte bine
Zoltan Toche, portarul formației Corona Brașov. Toche a fost preferat azi lui Patrick Polt. Ca și în partida cu ACSH Gheorgheni. Intercepție a numărului 10, Cianot Fodor. Iată acum ocazia, a încercat pe rever, cum se spune, pe backhand, să înscrie numărul 27 de la Andrei Taratuhin, rusul Taratuhin. A încercat să-l păcălească pe Zoltan Toche, însă acesta a reușit să pareze pucul trimis de atacantul rus. Da, eu am să-l rog pe domnul Cătălin Geru să ne spună cum i s-au părut aceste prime minute. Deci Olivier Damalca, canadianul, fundașul canadian, a scris pentru formația Corona Brașov. Deci în finală, după 5 minute aproape, Corona Brașov, Sport Club Miercurea Ciuc, 1-0.
Ca să spun ceva despre autorul golului, Olivier Damalca, este un fundaș în vârstă de 30 de ani, a mai evoluat în Franța, în Slovacia și este, chiar dacă este canadian la origine, este internațional francez, deci evoluează pentru reprezentativa Franței, o echipă în ascensiune, o echipă care a crescut mult și datorită importului de jucători canadieni în campionatul Franței, mulți jucători aduși și din zona Quebec, quebecoazi, cum se numesc ei, unde se vorbește o franceză puțin altfel, cu accent diferit decât cum se vorbește la Paris, de exemplu, dar este de remarcat că un internațional francez joacă în campionatul nostru, deci un jucător care joacă în reprezentativa țării a Franței, în grupa de elită. E mare lucru. Nu, domnule Trandafir? Carlo Finucci, canadianul adus în acest sezon de Corona Brașov, nu a iertat, iată, două goluri canadiene, dacă putem să le spunem astfel, pentru că primul a fost reușit de Olivier Damalca, care chiar dacă evoluează pentru Franța, este născut în Canada. Și Carlo Finucci nu a iertat, un atacant, v-am spus, extrem de penetrant, 33 de ani, Carlo Finucci, 1,75 m, 78 de kilograme, a mai jucat în Danemarca și în Marea Britanie. Avea, înaintea Cupei României, 8 goluri și 9 asisturi pentru formația Corona Brașov. Corona a început în forță, așa cum a început și partida cu ACSH Gheorgheni, de data aceasta are un avantaj de 2 goluri. După înscrierea celui de-al doilea gol, echipa brașoveană rămâne în pressing. Klempa într-o situație foarte bună, șut, dar prinde portarul Adorian. Deci în continuare brașovenii rămân în pressing. Harghitenii încearcă să redreseze din mers meciul. Au avut câteva momente bune în zona de atac, dar nu au reușit să pună pucul foarte periculos pe poartă. Angajament cu linia întâi, Gliga, Cody Carson, a câștigat Gliga pucul, până la Cody Carson pune pucul spre poartă, Harghitenii încearcă o ieșire din zonă, au timp acum, Brașovul în zona neutră, puc, intrare în zonă cu aruncarea pucului, tare cu mantinela, folosită foarte des de jucătorii canadieni, Klempa, o pasă foarte bună pentru Valciar, dar pucul nu prinde cadrul porții. Harghitenii încearcă individual să traverseze zona neutră, să pătrundă în zona de atac, dar nu reușesc, pierd pucul. O situație de 3 col între a 2, Cody Carson șutează de la linia albastră, recuperează un atac foarte tare asupra lui Valciar. Pucul în poziție echipei brașovene, Molnar. Ede Mihali a încercat o pasă pentru bara a doua, dar cred că jucătorul cu numărul 69 a fost lovit neintenționat de jucătorul cu numărul 27. Dar Atukin l-a atins, l-a lovit involuntar pe Peter Balas. Peter Balas, care a fost schimbat cu Gaido Balas. Molnar Zoltan la angajament cu Taratukin.
pierde Molnar în fața experimentatului Taratukhin. BCT Hammer, o deviere foarte bună pentru fundașii din Brașovul, joacă un forecheck foarte agresiv, punând probleme în formației harghitene pentru ieșirea din zonă. Sunt foarte agresivi și în zona neutră. E un joc care place ochiului, se patinează mult și în viteză. A fost în spatele porții acolo o mică ciocnire. O pasă lungă spre linia albastră pentru Ede Mihali, un jucător care a evoluat și pentru formația gălățeană, specific pentru Ede Mihali, de a sta la linia albastră și a intercepta o eventuală pasă bună de a scăpa pe contraatac. Viorel, ce zici? Cum se pare începutul de meci? Primele 10 minute, angajament fizic foarte bun, tactic, se joacă foarte bine. Din păcate, două goluri, părerea mea, destul de parabile. Dar ăsta este jocul. Debea este la început și, din fericire, este un meci foarte, foarte dinamic și plăcut și foarte frumos. Cătălin, ce zic? Eu zic de părere că se joacă, este de-abia minutul 10, două reușite, cum a zis și Viorel, parabile, mai multe șuturi pe poartă pentru început de meci pentru formația din Brașov, dar sunt sigur că harghitenii vor reveni, un angajament pierdut în zona de atac a formației harghitene. O să dau pucul, este interceptat de Vasile Andrei, care a încercat o pasă către Finucci, dar degajarea interzisă. O să dau cuvântul și colegului meu Cătălin, să cerem părerile primelor minute, un meci de încărcătură emoțională și psihică foarte, foarte mare. Da, un început mai bun al echipei brașovene, concretizat prin două goluri. Într-adevăr, Ciucane nu și-au spus ultimul cuvânt cu siguranță și vor căuta să atace cât mai des la poarta apărată până acum cu succes de Toche. Recuperează brașovenii din nou și scapă pe contraatac, 3-2. Și ocazie mare a lui Trancă, apără portarul Adorian. O fază rapidă de contraatac a echipei brașovene. Și portarul Adorian de data aceasta este la post și prinde cu siguranță pucul. Angajament în zona de atac al formației brașovene. Gliga câștigă angajamentul în fața lui Taratukhin. Printr-o deviere, pucul părăsește suprafața gheții. Va urma un nou angajament. Harghitenii cu Taratukhin în angajament. Bețe și Pap care a evoluat și la formația galățeană în 2014-2015 în play-off și în finală. Se apără foarte bine brașovenii în zona neutră, încearcă să arunce pucul Pap, o incursiune de unul singur. Pucul ajunge la Bețe, care încearcă să pună pucul pe poartă, dar deviază pucul și părăsește, atinge plasa din spatele porții. Va fi angajament în treimea proprie a brașovenilor. Zona de atac a formației harghitene. Început bun al lui Gliga de joc, care câștigă angajamentele. O pasă cu mantinela pentru Klempa, o situație de 2-1. Klempa se precipită, scapă pucul din lamă. O situație foarte bună. Klempa putea să ducă scorul la 3-0. Dar se întâmplă și la jucătorii
mai mare, este o finală, presiunea este foarte mare pe ambele formații. Un clinch între jucători. Urmează un angajament în zona de atac și o eliminare, după cum văd, Papa a fost eliminat 2 minute după clinciul din colț. Intră pe gheață, văd și Shallow. Shallow, un fundaj de bază a echipei naționale, și Biro, numărul 91. Biro va fi la angajament cu Gliga. Pierde Gliga, un power play, să vedem dacă echipa brașoveană va fi foarte eficientă în acest al treilea power play. Nu s-a înscris deloc în power play până la momentul acesta. Câștigă Gliga angajamentul, bloc foarte bun al lui Klempa, deviere, ca Cody Carson a încercat să pună pucul pe poartă, devierea lui Gliga nu a fost foarte puternică și Gliga aici s-a rupt crosa. Insistă antrenorul canadian cu linia întâi a formației brașovene pe gheață. Din nou angajament în zona de atac. Blochează foarte bine Biro, dar vine la suport Valciar și va urma un atac pozițional pe power play al formației din Brașov. Se plimbă pucul și o deviere al Gliga. Încearcă să așeze, mută pucul pentru a crea spații. Se mută foarte mult pucul, deviere în fața porții, deviere foarte bună a lui Valciar. Din nou Valciar într-o situație foarte bună, se opune a Dorian. Luptă mare pentru puc în spatele porții harghitene. Foarte bun pressingul lui Valciar. Carson găsește soluția pentru colegul lui. Pune din nou pucul pe poartă, dar nu prinde spațiul porții. Gliga, cred că ar fi bine să liniștească un pic. Cody trade, îi se rupe și crosa. Schimbare a liniei de power play a brașovenilor. Intră linia a doua cu Trancă, Finucci, Peter Balaș. Pasă lungă direct la linia albastră pentru a forța o reintrare în zona de atac. Mai sunt câteva minute din acest power play, o pasă neglijentă a lui Borisenko, dar Finucci prinde pucul, încearcă să-l arunce în fața porții, dar dintr-o deviere pucul sare din zona de teren. Mai avem 37 de secunde din această superioritate. Avem jucători care activează la echipa națională: Trancă, Peter Balaș, Shallow, Borisenko pe gheață, jucător român care împreună cu jucătorii de import ridică nivelul campionatului nostru. Câștigă Trancă, bloc foarte bun, pas la fundaș, foarte bună pasa lui Finucci la Borisenko, scoate fața porții, dar pucul ajunge la Harghiten, care încearcă să pornească un contraatac, greșesc. Din nou, brașovenii forțează intrarea în zonă. Peter Balaș este blocat la un metru de intrarea în zonă. Greșește și Trancă și cred că acum ar fi o pasă bună. Borisenko, 4 contra 1, pătrunde în zonă. Finucci nu reușește să pună pucul pe poartă. Foarte bună, foarte bun jocul și viteza echipei brașovene, dar și apărarea echipei harghitene funcționează foarte bine. Borisenko, spatele porții, caută o pasă pentru Peter Balaș. Pucul traversează spațiul din fața porții. Pas din nou, gol! Borisenko, pas și Peter Balaș reușește din fața porții chiar să ducă scorul la 3-0. O să predau ștafeta domnului moderator acestei transmisii. Da, Peter Balaș a dus scorul la 3-0 pentru Corona Brașov. Au atacat în cascadă jucătorii de la Corona Brașov. Peter Balaș a dus scorul la 3-0, dar era greu pentru Sport Club Miercurea Ciuc să reziste, pentru că am văzut un ritm absolut infernal. Corona Brașov a jucat ca o echipă din NHL sau KHL. Nu știu, cu o viteză de joc debordantă. Eu de mult n-am mai văzut în România o echipă să joace
atât de tare. Era greu pentru Sport Club Miercurea Ciuc să reziste acestui ritm, să vedem cât vor rezista să ducă acest ritm jucătorii Coronei. Pot duce acest ritm întreaga partidă, domnule Trandafir? Da, în hockey, cum am spus și la prima transmisie, meciul se termină când în minutul 60 sau dacă sunt prelungiri când fluieră arbitru. Totuși este minutul 14, este 3-0, început bun de joc al echipei Corona. Acum a angajat linia 3 cu Molnar, Gaido, Mihali, Borș, Cuba și Wilson. Cianat Fodor la puc. Brașovenii au încercat, Harghitenii, pardon, Pap în posesia pucului în zona neutră, o regrupare, pas pe tranziția echipei brașovene, pas pentru Fodor, sunt în bână, devină, încearcă să pună presiune pe poartă, dar nu reușesc, se apără foarte bine brașovenii. Echipa harghiteană încearcă să găsească soluții, pun pucul pe poartă, foarte bun șutul, dar n-a fost trafic în fața porții ca să-l incomodeze pe Toche. Da, foarte bun momentul de joc al echipei harghitene. Deci, cum am zis, se joacă în continuare linia cu Taratuchin, Biro și Bețe pe gheață, Șalo. Sigur, harghitenii nu au spus ultimul cuvânt. Șut! Cred că ar trebui să facă mai mult trafic în fața porții harghitenii. Toche nu a fost incomodat deloc, nu a avut om în fața porții, permițându-i să respingă. Cătălin, te rog frumos, câteva impresii. Da, într-adevăr, un început foarte bun al echipei brașovene. Și acest lucru s-a concretizat și pe tabela de marcare și un 3-0 cred că neașteptat pentru mulți, dar după aspectul jocului meritat. Chiar vorbeam cu domnul Cernica înaintea meciului și mi-au părut motivați jucătorii brașoveni. El a zis în glumă așa că pe hârtie suntem buni, să vedem în teren ce fac băieții, și băieții de la Brașov chiar au avut o evoluție remarcabilă până în acest moment. Vom vedea ce va fi până la sfârșitul meciului, oricum un avantaj destul de mare după prima repriză și așa cum spuneam, un avantaj neașteptat pentru mulți. Harghitenii pătrund în zona de atac, controlează pucul în spatele porții. Foarte bun, foarte bun marcajul jucătorului cu numărul 92. Foarte bine, 3-3, se vede clar zona de apărare. Pucul ajunge la linia albastră, se pune pucul pe poartă. Din nou puc pe poartă, blocat de jucătorul Finucci. Sacrificiu în apărare, apărarea înseamnă și sacrificiu și închiderea spațiului. Pucul la Harghiten, care se încearcă o regrupare, dar cred că vor schimba liniile. Peter Bala și încearcă un forechecking, punând presiune, foarte bine, forțând jucătorul harghitean să arunce pucul. Ede Mihali pentru Peter Balaș. Ce greșeală din colț, pucul aruncat spre zonă centrală, în mijlocul zonei, intercepție al lui Ede Mihali, pas în fața porții, puțină dezorganizare în apărarea harghiteană, șut al lui Molnar, dar intervenție foarte bună a lui Adorian. Cred că harghitenii ar trebui să-și revină un pic, chiar dacă scorul este 3-0, mai e mult de jucat. Sunt o echipă redutabilă, au demonstrat-o de atâtea ori. Angajament în zona de atac a brașovenilor, Molnar blochează foarte bine, Mihali nu culege pucul, ceea ce îi permite lui Fodor să culeagă pucul. Puc pentru Fodor, un jucător foarte muncitor.
pierde pucul, Brașovul se apără foarte bine în zona neutră, închide foarte bine culoarele, nepermițând harghitenilor. Acum s-a creat o breșă, Ghece aruncă pucul în zona de atac, Fodor, dar a fost offside. O semnalizare cam întârziată, părerea mea, nu? Cam întârziată la linesmanului. Da, cum spuneam, Brașovul în momentul când nu are un control bun a pucului, încearcă să închidă zona neutră și să închidă culoarele de pasare a formației harghitene. Angajament, experimentatul Taratukin cu Gliga. Gliga nu este susținut, permițându-lui Bețe să recupereze pucul și va fi o eliminare și un power play. Să vedem ce ne aduce acest power play al harghitenilor. Are jucători foarte experimentați. Văd că folosesc pentru acest power play harghitenii patru atacanți și un singur fundaș. Un aliniament pentru săritul pucului spre bandă, spre mantinelă. Foarte, nu reușește să câștige angajamentul. Șutează pucul din zonă, fundașii. Pucul este la Bețe Tihamăr. Se încearcă așezarea pozițională pentru acest power play. Taratukin trebuie să mute repede pucul pentru că Brașovul se apără foarte, foarte agresiv. Văd că pun presiune în acest power play, nedându-le soluții, nelăsându-i pe harghiten să-și caute soluțiile. De că ar fi bine acolo Taratukin să țină un pic pucul. S-au închis foarte bine, au închis casa foarte jos, ciucul. Nu știu, totuși au un fundaș redutabil în acest power play, dar nu caută Bețe. Opa. Se întâmplă ceva în fața porții și va urma o eliminare, dar să vedem pentru cine. Deci un dublu power play acum, 5 contra 3. Nu, pardon. Mă scuzați, și Taratukin și numărul 44 au fost, îmi cer scuze, au fost eliminați amândoi odată. Mai este un minut 30 de secunde. În continuare power play. Harghitenii au schimbat linia și brașovenii. Klempa într-o situație foarte bună, specifică lui de patinaj, șut, pune pucul pe poartă, dar portarul Adorian nu are suport pentru a repune pucul și Klempa îl blochează câteva fracțiuni de secundă, una, două secunde, ceea ce a permis arbitrului să fluiere întreruperea meciului. Din nou angajament în zona de apărare a ciucanilor, pierd angajamentul, Klempa pot forța puțin ciucanii, o pasă, pe părerea mea, prea superficială pentru acest power play și la 3-0. Se încearcă ieșire din zonă, au reușit să iasă 1-3 al brașovenilor în zona neutră. Încearcă să ducă pucul în colț. 2 contra 2, cred că n-au reușit mare lucru la momentul acesta harghitenii pe acest power play. Adorian repas pucul. Valcear pune presiune. Ciucul încearcă din nou să-și pune în valoare atacanții. De unul singur, jucătorul cu numărul 9, brașovenii se apără foarte bine, reușind să îndepărteze pericolul. Fucianat Fodor, singur în zona neutră. Bețe, o aruncare a pucului în zonă cu mantinela. Mai sunt 6 secunde. O repriză câștigată de brașoveni, dar ca în orice finală, orice se poate întâmpla, eu cred că harghitenii nu au spus ultimul cuvânt și vor reveni. Vă așteptăm în continuare alături de noi în repriza a doua. Predau ștafeta domnului moderator.
Da, după prima repriză, Corona Brașov conduce pe Sport Club Mircurea Ciuc cu 3-0, o repriză controlată cu autoritate de formația brașoveană.
A început reviza a doua a finalei Cupei României, partida dintre Corona Brașov și Sport Club Miercurea Ciuc. După prima repriză, formația brașoveană conduce cu 3-0. Pot să spun meritat, pentru că a stăpânit jocul, a dominat, a avut forță, precizie, viteză și... iar echipa ciucană rar a reușit să se ridice la înălțimea jocului adversarei. În hockey se poate întâmpla orice, dar va fi greu pentru formația harghiteană să revină. Iată acum pasă în diagonală și șut pe lângă, lângă poarta lui Zoltan Toche. Pavlo Borisenko a fost, a avut un culoar destul de bun, a șutat însă pe lângă poarta apărată de Orsa Dorian. Au expirat și eliminările din cele două tabere, în efectiv complet ambele formații. O nesincronizare între arbitrii. Lovit va lăsa liber, va fluiera și va fi degajare interzisă. Așteptăm reacția echipei harghitene. Taratukin la angajament câștigă pas. Cred că lipsește puțin traficul din fața porții lui Doltan pentru ca să fie periculos, ca să fie periculoase pucurile pentru portar. Bețe, da. Bețe intră în zonă, pucul la jucătorul cu numărul 9, harghitean. Ghece pune pucul pe poartă, iar mă repet, puțin trafic, puțin trafic. Acum Bețe foarte bine traficul din fața porții. Dar Boș Huba. Franca eliberează zona. Gheorghe Tihamă, jucător al echipei naționale. Un tânără speranță, Shalo, dar brașovenii fac forcec, reușesc arghitenii, dar o pasă greșită. Vorșhuba liniștește puțin jocul, Pavlo Borisenko, o pasă lungă pe linia albastră, insistă brașovenii pe aceste pase lungi, de paralel cu Mantinela și o deviere spre zona de atac. Din nou Borisenko. Un jucător foarte experimentat, dar nu reușește să arunce pucul. Pucul în colț. Arghitenii încearcă un pressing. Sunt pressing, fac un pressing foarte bine organizat. Dar brașovenii eliberează zona defensivă. Pucul este în zona de apărare al formației harghitene, care eliberează pucul pentru Fodor Ceana, dar a fost o pasă. Șut de la centrul terenului pentru a introduce pucul în zonă, pentru că era să încerce să surprindă echipa harghiteană pe tranziție. Fodor Ceana, cred că ar trebui evitate aceste pase în diagonale în zona neutră, fiind masați mulți jucători, e greu ca pasa ta ca pasa dată să poată ajunge la coechipier. Pucul se află în zona de atac al formației brașovene, se pune pucul pe poartă, nu prinde spațiu. Foarte bine a plecat jucătorul cu numărul 43, dar s-a fost o pasă întârziată. Pucul este trimis spre... sunt în atac ciucanii, care reușește jucătorul cu numărul 44 să arunce pucul în degajare interzisă. Un mic altercație între Gliga și jucătorul harghitean cu numărul 43, care se termină odată cu intervenția arbitrilor. Urmează un face-off cu un angajament din
zona de atac al harghitenilor. Se vede pe prestația lor din momentele acestea că își doresc neapărat să revină în joc și să înscrie. Câștigă face-off-ul. Brașovenii se apără foarte bine organizat. Schimbă, mută repede Pucu pentru a ieși din zonă. A încercat o pasă cu Mantinela Vasile. Dribling foarte bun al jucătorului 7. Valciar interceptează o pasă greșită în zona de atac a formației. Pas. A încercat o pasă de finețe pentru numărul 14. Nu are, se pune Pucul pe poartă, respinge Adorian. Contraatac. 3 contra 2. Reușesc brașovenii să recupereze Pucul. Nuci. Se încearcă tot felul de artificii. E broscuțe, cum se spune în lumea hockey. O intrare în fața porții al jucătorului Harchitean. Se mută și poarta. Bine că nu au fost accidentări. O să dau cuvântul și colegul meu Cătălin Geru. Au trecut 6 minute din această a doua repriză. Un joc destul de echilibrat până la momentul acesta. Poftim, Cătălin. Da, au trecut rapid cele aproximativ 6 minute. Un joc cursiv fără întreruperi, prea multe, cu acțiuni de la o poartă la cealaltă. Harghitenii au ridicat și ei un pic ritmul jocului, probabil dorindu-și și a concretizat acest lucru pe tabela de marcaj. Recuperează brașovenii Pucu, aruncă din zonă Borisenko, recuperează Arhitenii, numărul 9 intră în zonă. Un șut la poartă deviat dintr-un jucător brașovean, pas și șut foarte bun al fundașului Harghitean, respinge cu siguranță Toche. Din nou echipa din Ciuc în atac. Numărul 9 încearcă un șut, Pucu ajunge la bețe. Combină cu numărul 9 și șut și gol. Un gol deviat. Cred că a fost înscris de numărul 9. De la echipa din Mercurea Ciuc vom vedea dacă și arbitrii vor concretiza acest lucru. Cert este că a fost gol pentru echipa Sport Club Mercurea Ciuc, care duce din diferență. În acest moment scorul este 3-1. Cum ți s-a părut, Vio, acest șut, această intervenție a lui Toche, puțin deviat? Da, după cât s-a văzut, a fost cam deviat, intenționat, ce am putut noi să observăm. Acum rămâne la decizia arbitrilor ce au observat ei. Da, un meci foarte frumos. Prima repriză clar dominată de Brașov. A doua până la minutul 14 echilibrat. Un meci frumos, un meci dinamic. Și cum vă spuneam că harghitenii forțează pentru a intra în acest meci. Am marcat un gol care ar avea timp să reintre în joc. S-a deschis un pic jocul. Este aruncat de brașoveni în zona de atac. Încearcă harghitenii să iasă din zona. Acolo o luptă pentru puc, mai mulți jucători. Pucu părăsește zona, Fodor Ceanad reușește să recupereze fața lui Gliga, se oprește la intrarea în zonă, se pierde Pucul, Clempa, brașovenii au posesia Pucului, o pasă cu Mantinela foarte bună, dar experimentatul Pap ajunge primul la Puc, nu reușește să arunce afară, Clempa, pas pentru Trancă, șut foarte bun al fundașului cu numărul 43, apără portarul. Pucul este în colț, Valciar încearcă o pătrundere spre zona centrală, este sprijinit de Vasile Tranca, are Pucul, pas la Cody Carson. A aruncat Pucul cu Mantinela încercând să iasă
spre poartă, un contraatac, Fodor întârzie o pasă și preferă să arunce pucul spre zonă, câștigând un angajament în zona de atac. Cred că o pasă pe linie mai utilă. Dar știți cum e, e mai ușor de aici, din cabină. Angajament în zona de atac al Harghitenilor, care au ridicat nivelul de joc. Brașovenii au o defensivă foarte bine organizată. Nimeni nu face mai mult decât trebuie, se apără foarte bine. Ce s-a întâmplat? Un arbitru, un linesman, are o problemă medicală. Primește îngrijiri medicale. O să dau domnului moderator să ne spună despre gol, mai multe informații despre jucătorul care a marcat. Da, jucătorul care a marcat este un hocheist de mare valoare. Se numește Jad Blackwater. El a deviat mingea, a evoluat 5 ani în Slovacia la HK Nitra, unde a reușit 82 de goluri și 90 de pase, 90 de asisturi. Un hocheist care vine dintr-un campionat atât de puternic cum este cel al Slovaciei, nu poate fi decât un câștig pentru formația Sport Club Miercurea Ciuc. Chiar dacă nu iese foarte mult în evidență, am observat că acest Jad Blackwater cunoaște foarte bine zonele terenului, știe exact unde să stea în momentele când echipa sa se află în atac. Ori pasează foarte bine, ori înscrie. Este un jucător viclean, cu un fizic foarte bun pentru hockey, 1,83 m înălțime, 87 de kilograme și experimentat, având 33 de ani. De fapt, formația din Miercurea Ciuc are 5 canadieni, toți sunt atacanți, este vorba despre atacanții din linia a doua, Jack Combs, numărul 97, numărul 13, Carlton Yellowhorn și numărul 9, Jack Blackwater. Plus încă doi canadieni în linia a treia, Matthew Toussignon, numărul 43 și numărul 47, Justin Mellon. Să vedem însă dacă canadienii, atacanții canadieni ai lui Sport Club Miercurea Ciuc vor reuși să-i depășească pe fundașii canadieni ai Coronei Brașov, pentru că în primele două linii Corona Brașov are patru fundași, toți cei patru fundași sunt canadieni. Josh McFadden, numărul 43, Cody Carlson, numărul 74, Olivier Damalca, numărul 44 și numărul 14, Ben Wilson. Angajament în zona neutră, experimentatul Taratukin pierde în fața lui, câștigă, pardon, în fața lui Molnar Zoltan. Jocul încearcă o construcție. Brașovul se apără foarte bine în zona neutră, recuperează un puc la linia albastră, Gaido Balaș foarte bine pune pucul repede pe poartă pentru a crea presiune pe portar. Pucul a ricoșat în atac harghitean, nu au reușit harghitenii, acum au o degajare interzisă. Brașovul nu reușește să schimbe linia. Linia a treia pe gheață. Jucători foarte buni în ambele formații, două echipe foarte bune și foarte pregătite la momentul acesta. Angajament câștigă brașovenii, foarte bine îndepărtează pericolul de Mihali pentru fundaș Borisenko, încearcă să arunce pe backhand, nu reușește, din nou luptă Borisenko. Foarte bună marcajul lui Molnar Zoltan. Foarte bine blocajul în puca lui Borș. Pap ieșe și interacționează în zona neutră. Pasă lungă a jucătorilor brașoveni, harghiteni, care introduc repede pucul în pucul, dar în zonă, fără adresă puțin. Se plimbă pucul de la dintr-o zonă într-alta. Acum ciupește Valcear pucul, nu a reușit să paseze lui Eclempa. Ghece a revenit și și-a făcut greșeala. Încearcă cu foarte rapid, se regrupează Brașovul în zona neutră. Foarte bine tactic
închid foarte bine zona neutră în momentul când pierd pucul. Brașovul se așează un 1-2-2 canadian în zona de mijloc, forțându-i pe Harghiteni să arunce pucul. Asta este și una din metode care, ca să poți să străpunge apărarea aceasta, deja se strânge spre linia albastră. Un clinch în spatele porții și o eliminare pentru formația brașoveană. Un nou power play. Sperăm să vedem mai multe șuturi de poartă. Canadianul Olivier Dam Malca a fost eliminat. Un aliniament specific harghitenilor la aceste power play-uri în caz de sare pucul în bandă. În statisticile hocheiului, 80% din pucuri sar spre bandă la angajament, spre mantinelă, bandă folosește. O pasă a fost mutat cu mâna de Borșcuba, arbitru a considerat că a fost o infracțiune. Încep construcția pentru acest power play, ieșirea din zonă, pucul la Taratukin. Brașov un 1-3-3, Gliga vine să închidă culoarele, reușesc să intre în zonă harghitenii. Taratukin încearcă o pasă pentru Bețe Tihamăr dintr-o parte într-alta și nu reușește. Foarte bine oprește atacul brașovenilor, fundașii harghiteni. Pucul se plimbă repede de o poartă la alta. Cred că ar trebui să liniștească puțin harghitenii această fază ca să poată să aibă o șansă de a pune pucul pe poartă, pentru brașovenii au un piche foarte, foarte agresiv și nu le permit acest lucru. Mai sunt 50 de secunde din acest power play, au reușit să fixeze formația. Brașovul preferă o apărare statică, pozițională, nu cât mai mult în jurul casei. Pas, șut pe lângă poartă, reușește fundașul brașovean să arunce pucul din zonă. O încercare de ieșire al harghitenilor. Jucătorul cu numărul 47. Au dus pucul în zonă, luptă foarte tare, foarte tare se apără în acest pucul într-o poziție bună. Pentru 5 secunde harghitenii vor avea dublă superioritate. Jucătorul cu numărul 43 a lovit. S-au văzut multe în istoria hocheiului. Chiar cel mai rapid gol a fost înscris în maxim 5 secunde de power play. Acum să vedem această dublă superioritate, după care va urma câștigă fundașii brașoveni, controlează pupul, aruncă pupul, situație a ieșit de la eliminare, 44, dar ajunge târziu. Acum va fi power play simplu. Încearcă, au minute bune de când se joacă în zona brașovenilor, dar nu reușesc să pună pucul pe poartă. Foarte bune harghiteni. Au reușit să desfacă culoarele echipei brașovene. Se apără foarte organizat. 1-3 în zona neutră. Recuperează. Încă o eliminare. Jucătorul cu numărul 9. Cum, ce zici, Cătălin, cum ți se pare? Se joacă foarte multe minute. Da, un joc mult mai bun al echipei ciucane și datorită acestor eliminări consecutive. Acum au fost penalizați și cu eliminare și în loc să aibă superioritate în continuare, se va juca 4-4 pentru un minut. După care echipa brașoveană va fi cea care va fi în superioritate 5-4. Construiesc atacul jucătorii de la Mercurea Ciuc. Un
la fundașul Ciucana, care a încercat-o și la poartă. Respinge Borisenko, o aruncă Pucu din zonă pentru a mai liniști un pic. După greșește fundașul numărul 93. Un șut apărat de Adorian. Ureașă ocazie a celor de la Brașov, din păcate atacantul nu a reușit să recepționeze pasul primit și acum s-a fluierat offside. Mai sunt 7 minute din această perioadă, deci o creștere vizibilă pe fondul eliminărilor brașovene din formația Brave, creștere vizibilă a jocului formației harghitene, dar și o apărare foarte organizată a echipei brașovene. Deci nu riscă nimic brașovenii. Simplu, cel mai simplu hockey, aruncă pucul și așteaptă să treacă eliminările. Încearcă să țină pucul în zona de atac. Acum este situație de 4-4, 2-2 în colț, vine bine la suport și Borș. A intrat și Gliga, este power play. Acolo un atac în fața porții lui Adorian. Pucul încearcă să arunce pucul din zonă. Pap! În luptă cu Valciar. 2-2 în colț. 3-3. Foarte bună situația de pressing a echipei brașovene, care întotdeauna pentru power play vine cu un om în plus, creie superioritate. Extraordinar, deviază un puc în fața porții și apără Adorian în fața lui Gliga. A avut o bună oportunitate Roberto Gliga, dar Adorian a fost la înălțime. Insistă antrenorii Brașovului pe această linie de power play. Face arclampa Gliga, linia de atac. Pierde angajamentul Gliga. Blochează jucătorul cu numărul 28 în colț. Va fi o eliminare. Va fi o eliminare în tabăra harghiteană. Portarul a plecat spre schimbare. Cred că s-au grăbit un pic brașovenii. Nu au văzut. Portarul a venit să schimbe. Foarte, foarte multe eliminări în această perioadă, ca o adevărată finală. Nervii sunt întinși la maxim. Cine va da dovadă de calmitate și de... va reuși să se impună până la sfârșit? Schimbări de linii. Power play pentru formația brașoveană. Trancă, Daniel pierde, scoate bine angajamentul, nu reacționează foarte bine Peter Balaș, permițându-le jucătorul harghiteni să elibereze zona. Recuperează jucătorul cu numărul 44, pasă pentru Trancă, retranversează zona neutră, intră în zonă, trimite pucul într-o zonă liniștită pentru a așeza atacul. Pavlo Borisenko, un jucător care trage foarte bine, dar și citește jocul foarte bine în power play, dă o pasă extraordinară. Se apără harghitenii în piche. Încearcă foarte bun blocajul jucătorului cu numărul 43, foarte bună atitudinea de a bloca pucurile care se duc spre Adorian. Borisenko, șut foarte bun. Apăra Dorian încearcă harghitenii, dar liniștesc, cred că așteaptă ca să revină 5-5. S-au stors multă energie în această perioadă cu eliminările care au fost de ambele părți. Valciar câștigă un puc în colț, are o posibilă șut la poartă, nu prinde spațiu porții. Foarte bună reacția lui Taratukin în colț. Acum Bețe are pucul, un jucător de mare clasă. Foarte bună incursiunea lui Bețe, pătrunde în zonă, este singur între trei fundași. Luptă, încearcă să țină pucul, să scoată o eliminare, dar nu reușește.
pleacă la contraatac Valciar, îl are un drop pass pentru Cody Carson. Încearcă să așeze, dar nu știu dacă mai au timp, mai sunt 5 secunde. Se apără bine Harghitenii. Nu prea o lasă culorile, a încercat un puc aruncat spre poartă, putea să fie, să devină periculos. Pasă lungă a lui Ghece, situație de foarte bună, jucătorul cu numărul 13. Pentru o extraordinară intervenție a lui Toche. Foarte bun traficul în fața porții a jucătorului cu numărul 9, dar Toche a reușit să respingă. Ghece are pucul în zona neutră, calcă pe Fudor. La momentul acesta, din să cred că arbitrii n-au fost foarte bine poziționați. Fudor a călcat pe puc. Domnul Ede Mihali va fi eliminat. Domnul moderator, vă dau pe final de perioadă. Și mie mi s-a părut că Ede Mihali l-a împins pe Fudor, de aceea a călcat pe puc. A patinat pe puc, dacă putem să spunem astfel. Am văzut câteva minute foarte intense cu atacuri de ambele părți, mare viteză. Am văzut și câteva intervenții excelente ale portarului Orsa Dorian. Să spunem că acest portar are doar 19 ani și este fiul fostului internațional Adorian. A evoluat alături de Cătălin Geru și aș vrea să și de Radu Viorel, aș vrea să-i întreb pe cei doi domni ce își mai aduc aminte despre tatăl lui Ors Adorian. Știm că a fost o personalitate dificilă.
preluat transmisiunea, domnule Trandafir. Mi-aduc aminte că aveți numele unei lecții pe care am învățat-o la Rumă și gol! Gol reușit de Sport Club Miercureaciuc. Jucătorul cu numărul 20, Tihamer Bețe. Un jucător extrem de talentat, dar capricios, după cum spunea și domnul Trandafir. Nu, dar n-am spus este capricios, este talentat. Capricios spun eu, pentru că am văzut că a luat multe eliminări în meciul trecut. Jucător care... Și cum vă spuneam mai devreme, nu s-a terminat. Aceste goluri pe final de perioadă dau încredere ambelor echipe. Deci se poate și se joacă. Ia imaginați-vă să fi fost acum în minutul 59. Deci avem de urmărit în continuare hockey. Bețe Tihamer, unul din liderii formației harghitene, reușește să înscrie angajament. Și cum vă spuneam de strategiile canadiene de a introduce, au introdus linia 4, a adus puțină prospețime, a câștigat un angajament și a schimbat imediat. Energy Line se numesc în termenii canadieni aceste linii care încearcă să aducă prospețime. Angajament în zona de atac în ultimul minut. În secunda 61 acestei partide, angajament în zona de atac. Shalo, Bețe, pucul este dus în gol, Staratukin încearcă un cycling acolo cu Bețe, pucul este scos la Shalo, un trăgător foarte bun, Shalo, pucul se plimbă prin fața porții, intervenția foarte bună a experimentatului Pavlo Borisenko, care încearcă să liniștească jocul. Jucătorul cu numărul 44 are pucul. Secunda 29. Domnul Chifu, aveți microfonul. Da, în continuare, scorul este Corona Brașov 4, Sport Club Miercureaciuc 2, o repriză excelentă, câștigată până acum de Sport Club Miercureaciuc cu 2-1, după ce prima repriză a fost câștigată de Corona Brașov cu 3-0. Meciul este deschis oricărui rezultat. Bineînțeles că formația brașoveană are prima șansă pentru că conduce cu 2 goluri. Deci după 2 reprize, Corona Brașov conduce pe Sport Club Miercureaciuc cu 4-2. Noi vom reveni după pauză cu ultima repriză acestei partide și ultima repriză a ediției 2020 a Cupei României.
revenit în transmisiune directă cu cea de-a treia repriză a partidei dintre Corona Brașov și Sportul Miercurea Ciuc. După două reprize, formația brașoveană conduce cu 4-2. Au fost două reprize disputate, prima dominată de formația brașoveană, cea de-a doua dominată în mare parte de formația ciucană, de altfel care a și câștigat repriza cu 2-1. Alături de mine se află în continuare domnii Marius Randafir, Cătălin Geru și Viorel Radu, trei oameni de hockey ar fi cunoscuți pe care nici nu mai ai nevoie să-i prezint. Tartă de repetat. 5-a minutului 1. Pucul în posesia jucătorul harghiteni în zona neutră. Intră în zonă. Trânează puțin la intrarea în zonă. Aruncă pucul. Franca Daniel. O situație de 2 contra 2. Franca cu Vasile. Drop pas pentru Vasile. Agățare. Foarte bun drop pasul lui Trancă pentru Vasile. A fost agățat, agățare și power. Startul perioadei a treia. Început de perioadă nefericit pentru harghiteni. Pe gheață cu Ghece și Pap. Papundaș, Biro și Taratuchin. În atac pentru Trancă și Taratuchin la angajament, câștigă, îi se rupe crosa lui Taratuchin, Ghece are pucul, pune tare pe mantinelă, dar fundașul cu numărul 44 blochează și acum va urma o așezare în zonă, în zona de, pentru powerplay, preferă o apărare pozițională, harghitenii, o precipitare a Brașovului cu aruncarea pucului. Bețe încearcă și el să arunce pucul. Borisenko cred că acum a ales o soluție bună de a calma, schimbare de linie, intră linia cea mai lentă Brașov. Insistă foarte mult, o pasă neglijentă și se pierdă secunde foarte bune din acest power play, se mută pucul pe mantinelă. Roberto Bănescu va încerca să intre de unul singur, să ducă pucul în col. Va încerca o eventuală așezare. Ajunge al doilea la puc. Șalu a fost primul, o pasă. Un contraatac, doi contra. Reușesc. Ratează jucătorul cu numărul 97. S-au precipitat brașovenii. Harghitenii au profitat de această situație. O schimbare defectuoasă a harghitenilor, care le-a dat posibilitatea brașovenilor de a avea o situație 3 contra 1. Nu știu cine a schimbat, cred că Gul, fundașul cu numărul 28. Din punctul meu de vedere, o schimbare greșită. Nu, Cătălin, tipul o schimbare greșită permisându-le brașovenilor 3 contra 1. A fost ratarea, Dorian a reușit să respingă. Cum ți s-a părut, Viorel, până la momentul acesta, jocul portarilor? Te rog frumos dacă... Da, a fost o evoluție foarte, foarte bună la ambilor portari. Și scorul ne arată același lucru. Dar echipele joacă foarte, foarte tacticizat și foarte atenți în apărare. Cu evoluții foarte bune la ambilor portari. Un meci foarte, foarte frumos și decisiv și miza este foarte mare, automat. Da, mulțumim, Viorel. Angajament în zona de atac al brașovenilor. Pierde Gliga face-off-ul. Aruncă, eliberează zona defensivă jucătorii harghiteni care pornesc la forțe, că încearcă să taie culoarul de pas jucătorul cu numărul 9, dar alege o pasă în adâncime jucătorul cu numărul 43, pucul sare din zona de în suprafața de joc, atinge plasa și se va opri și va urma un nou angajament. 16
Mai sunt 6:35 de secunde. Angajament, câștigă jucător Gaido la luptă. Ciucani încearcă o ieșire din zona de sub presiune. Jucătorul Biro, cred că ar fi Ghece, se accentuează ambele echipe cu aruncarea pucului cu Martinela în zonă pentru a muta jocul de pe o parte pe cealaltă, pentru a surprinde fundașii care sunt pe tranziție, pe patinaj cu spatele până și revin. Pucul se află în zona de atac al formației harghitene, care are pucul în colț. Fodorceana, o pasă foarte bună pentru Ghece, care va încerca un șut pe poartă, intervenție foarte bună lui Toche Zaltan. Pucul se plimbă prin fața porții, e de Mihal, încearcă de unul singur pas cu Mantinela, este blocat de Gheorfi. Schimbare de linie, cred că Ghece va încerca să tempereze un pic. Brașovul se vede clar că abordează la momentul ăsta normal o apărare în zona neutră, când nu controlează foarte bine pucul 1-2-2 în zona neutră. Brașovenii ar trebui să încerce mai mult pe zona centrală la ieșirile din zonă. Harghitenii, pardon. Pucul se mișcă rapidă dintr-o parte într-alta. Bețe. Da, foarte... Trebuie să fie mai lucizi harghiteni în zona neutră. Brașov închide foarte bine culoarele de la zona neutră. Pasă pentru Bețe, șut, Fucu ricoșează din numărul Zoltan. Șut tare, la fel, cred că ar trebui mai mult trafic în fața porții pentru aceste șuturi puternice. Fucu ricoșează, iese Adorian, aruncă, dar până în zona neutră, unde Gliga, care aruncă din nou pucul spre zona de atac. Shalo. Vor încerca o ieșire din zonă. Foarte bine. Pentru a funcționat, în sfârșit a funcționat această ieșire din zonă. Se pune pucul pe poartă, dar Zoli oprește pucul. Angajament în zona de atac, minutele se scurg, în continuare 4-2, a câștigat angajamentul jucătorul cu numărul 43. Pap. Trei pe linia albastră, încearcă. Va fi o eliminare în tabăra brașoveană. Este o prioritate pe zona de atac. 6 contra 5. Să vedem ce ne va aduce această fază. Încearcă punerea pe poartă. Parcă s-a grăbit un pic. Dar vor urma un power play. Situație bună. Să vedem cum vor încerca harghitenii să fructifice acest power play. Ce spui, Cătălin? Minute tensionate pe final. Da, normal, odată cu trecerea timpului apar și aceste mici ciondănele între jucători. Să specificăm că Brașovul din nou este în inferioritate. O eliminare, zic eu, gratuită. Nu cred că și avea rostul să lovească coț adversarului pentru a fi eliminat jucătorul brașovean. S-au poziționat în atac echipa ciucană, însă la intercepție jucătorul cu numărul 93, Gaido, deviază pucul în afara zonei de apărare. Offside acum, offside al jucătorului cu numărul 43. Și arbitrii repun punctul de la
punctul de angajament în afara treimii brașovene. Câștigă Ciucanii angajamentul și încearcă intrarea în zonă. Se complică Ciucanii, recuperează brașovenii Cucu și e normal să forțeze să joace cât mai departe de zona de apărare pentru a trece timpul din prioritatea Ciucanilor. Continuă presiunea harghitenilor pe acest power play. Mai sunt 54 de secunde, au reușit să fixeze. Cucul se află la shallow. A încercat un șut. A șutat, pardon, dar jucătorul cu numărul 13. Schimbare de linie, intră linia cu Taratukin, Bețe și Biro. Cei doi fundași din import. Din nou același aliniament cu doi oameni spre bandă. Pucul vine acolo. 80-90% din pucuri acolo se duc la acest angajament. Câștigă harghiteni, brașovenii, pucul, trancă. Trancă are pucul. Recuperează zona, nu face risipă de efort, îl trimite spre zona adversă. Harghitenii trebuie să se regrupeze pentru un în zonă, în zona neutră. Taratukin. Se ciocnesc jucătorii. Ar trebui puțină mai multă luciditate. Bețe. Mai sunt 6 secunde din această superioritate. Bețe încearcă să arunce pucul în față la bara a doua pentru Taratukin, dar se opună și extraordinară situație de contraatac. Finucci Valciar. Valciar în fața porții, Adorian. Cred că o pasă pe jucătorul numărul, pe atacantul F3, care venea liber, era mult mai indicată. Gaido singură să țină pucul cât mai mult. Luptă brașovenii. Ar trebui Ghece, mută foarte bine presiunea de pe o parte pe alt, dar brașovenii sunt proaspeți, reușesc să se mute foarte, foarte compact, mută dispozitivul de apărare și de atac pe parte într-alt. Cu la Borisenko. Controlează foarte bine pucul. Iar că numai el știe, dracu, ce a încercat. Dar era un moment bun de a crea un atac. În loc să fie în atac, au mutat presiunea la ei în zonă, permițindu-lor un angajament în zona de apărare a brașovenii. Harghitenii la angajament, pucul scos pentru fundaș. Pucul este la Gaido. Gaido intră, aruncă foarte simplu, joacă brașovenii, nu se complică deloc. Când nu au situații bune, aruncă pucul și merg la schimb, schimbă linia și intră direct în apărare în zona neutră. Va fi angajament în zona de atac al brașovenilor. Echipa harghiteană de apărare. Predau linia domnului Gabichicu. Da, o repriză foarte alertă, ca și primele două. Din ce am observat și eu, ciucanii nu se pot apropia la un gol diferență deocamdată de adversara lor. Asta și pentru că formația brașovenă este extrem de agresivă. Cred că nu degeaba se află pe primul loc în Erste Liga, în grupa ei. Să vedem ce se va întâmpla până la finalul disputei, pentru că un gol marcat de formația din Miercurea Ciuc ar aprinde, cum se spune, partida, ar face
ar face ca lucrurile să se complice și să devină și mai interesante, pentru că oricum a fost o finală interesantă, cu un ritm, v-am spus, foarte bun, cu multă agresivitate. Foarte bine se apără formația brașoveană. Să fac o corectură, am spus că Jack Combs este canadian, nu, el este american, are 32 de ani și a evoluat câteva sezoane în Germania, Germania care posedă un campionat foarte puternic. Foarte puternic acest puc expediat de Chanad Fodor, dar pucul a trecut pe lângă poarta lui Zoltán Tokay. Încearcă să găsească culoare prin aglomerata defensivă brașoveană, hocheiștii de la Sport Club Miercurea Ciuc, dar nu reușesc. Acum o intercepție. Coboară foarte jos extremele brașovene, se apără foarte bine închizând și blocând orice situație de aruncare a pucului în fața porții lor. Pucul ricoșează cu puțină șansă la jucătorul brașovean care este la schimb. Klempa cred că va încerca de unul singur o incursiune, a încercat o pasă pentru Valciar. Cei doi combină, se înțeleg foarte bine cei doi și cu Gliga în centru. Gliga ține pucul în centru, protejează, protecția pucului foarte bună. Valciar la fel, Taratukin vine după el și Ciucanii, organizați în aceste momente în apărare, reușesc să recupereze pucul. Cred că în soluții pe o apărare aglomerată, trecerea individuală să duci. Se încearcă. Pap. Un atac tare. De devotamentul la apărării, cu multă muncă și dârzenie în apărare. Vede Mihali, scapă pe contraatac. Bănuiesc că va ține mult de puc în stilul caracteristic, este blocat în spatele mantinelei. Încearcă obligându-i pe și nepermitându-le să ajungă primii la puc. Întotdeauna sunt al doilea în zona de atac. Borisenko, foarte bine, foarte bine harghitenii. Sunt sigur că arghitenii vor lupta și nu și-au spus ultimul cuvânt. Sunt în zona de atac, o situație foarte bună pentru arghiteni, se precipită pucul tare, ajunge la Ghece, în fața porții, se plimbă pucul prin fața porții lui Tokay. Pucul ricoșează în spate, din nou foarte bine scoate pasul pentru fundaș, Ghece pune pucul spre poartă. Colegul lui se vede multă risipă de așa, Borisenko este extenuat, a schimbat Valciar. Borșcuba încearcă să arunce pucul, aglomerație în fața porții. Foarte bine a blocat Valciar vizibilitatea lui Adorian, dar pucul a rămas în fața porții. Cred că ultimele 5 minute foarte, foarte disputate. Totuși v-am zis că cred în continuare că arhitenii speră, așa e normal, când joci o finală trebuie să speri până în ultimul minut, ultima secundă. Pucul ajunge, se pune pucul pe poartă, Fodor. Ar trebui să caute soluții, să vină, să fie mai inspirați, pentru că Brașovul închide zona neutră, trimite un om la forcec, iar ceilalți patru rămână un 1-2-2 foarte, foarte vizibil, care le creează mari probleme arghitenilor. Încercarea lor de a ieși din zonă, se opresc
pucul se oprește la linia albastră, la unde este interceptat de brașoveni. Pucul acum se află în spatele porții harghitene. Un om în plus pentru a recupera pucul pentru Ciucani. Se încearcă blocarea pucului pentru... Reușește Șalo să scoată pucul de acolo. Valcea recuperează, scoate bine la fundaj. Borș Huba în poziție bună, pune pucul pe poartă. Și intervenție extraordinară a la tânărului Adorian. Cum ți se pare, Cătălin, ultimele din această finală? Într-adevăr, brașovenii fac tot posibilul, joace cât mai departe de poarta lor. Ciucani au dominat pe alocuri. În schimb, brașovenii s-au apărat exact, fiecare au stat cât mai aproape de poartă să blocheze orice culoar al ciucanilor de a pătrunde spre poarta apărată de Toche. Să specificăm că mai sunt 4 minute și 30 secunde din acest meci. Un meci frumos până acum. Un meci cu ritm. Bețe. Se pare că s-a accidentat un pic. Să vedem decizia arbitrilor dacă au considerat că a fost infracțiune. Nu, arbitrii au decis că contactul a fost regulamentar și se va angaja din treimea din mijloc. Da, cum spunea și Cătălină, domnul antrenor al echipei harghitene cere explicații arbitrului care a fost cel mai aparte de fază. Antrenorul acuză un atac corect asupra lui Bețe, dar arbitrii sunt stăpâni jocului. Angajament în zona neutră, la intrarea în zonă al formației brașovene. Se aruncă pucul ultimele minute, dar se aruncă pucul, reacție întârziată a atacanților. Schemă bună de intrare în zonă, dar trebuie să fie mai rapizi atacanții ciucani pentru a fi primii la puc, să controleze bine pucul. Altfel, brașovenii, care se apără foarte, foarte simplu și exact, nu le dau nicio speranță. Foarte... Sunt sigur că harghitenii vor pune pe acest final de perioadă multe pucuri spre poartă. Cunosc foarte bine atitudinea acestor jucători care luptă și ieși normal. Joacă cu trofeul pe masă, angajament din nou. Cei mai buni jucători al ambelor formații pe gheață, ultimile minute. Ghece mută pentru Gheorfi. Ieșire din zonă extraordinară, a creat puțin spațiu, o ieșire bună. Iar la linia albastră, probabil, nu știu, ar fi bine să intre să arunce puțin pucul, pentru că Brașovul ține, cum se spune, linia foarte sus, le permițându-le brașovenilor să recupereze multe pucuri. Un puc pe poartă, apărat. Dau pentru aceste ultime minute cuvântul domnului Gabi Chifu. Da, minute foarte disputate, poate că un gol ar mai întrema puțin atmosfera, ar face ca ultimul minut să fie extrem de interesant, pentru că oricum a fost o partidă interesantă, atât când mă pricep eu la hockey. Așa luat, poate, părând luat de pe stradă, dar
trebuie să recunoaștem că formația brașoveană a fost vioara întâi și defensiva ei foarte bună, începutul acela dinamic, extrem de agresiv, care a adus 3 goluri pe tabelă, s-a dovedit decisiv până acum în stabilirea rezultatului de până acum. Vă reamintesc că Corona Brașov conduce cu 4-2 pe Sport Club Miercurea Ciuc și are șanse mari să se încoroneze câștigătoare a Cupei României. Da, mai avem puțin și intrăm în ultimele 2 minute. Harghitenii cu Bețe, ieșire bună din zonă, Taratukin foarte bine, cu puc lăsat, drop pasuri, multe drop pasuri. Că trebuiau să abuzeze mai devreme de aceste drop pasuri pentru a reuși să destabilizeze apărarea brașoveană, dar se joacă în continuare. Harghitenii trebuie să pună repede pucul pe poartă, au scos portarul. Pucul la Bețe Tihamăr nu reușește să-l controleze foarte bine. Urcă jucătorul cu numărul 2. Zona adversă, șut puternic pe poartă pentru a câștiga un eventual angajament. Pucul ricoșează din mantinelă. Reușesc brașovenii să elibereze zona, schimbă și linia. Final animat în continuare. Greșește Clempa cu poarta goală, pas pentru Roberto. Roberto nu scrie, trage într-o să nu clinci acolo în spatele porții. Valciar interceptează, o puc în zona neutră, nu mai ratează Valciar și scrie poarta goală. E un minut și brașovenii reușesc să scrie în poarta goală. Au luptat ciucanii, au bătut, au avut atitudine. Scorul a devenit 5-2. Unul din ultimele angajamente ale meciului, pap, zarurile cred că au fost aruncate. Ne apropiem de o victorie a Brașov. Angajament din zona neutră. Deci, asta este părerea mea. Ambele echipe au luptat foarte mult și au dorit. Și harghitenii și brașovenii. Întotdeauna există doar un câștigător. Anul trecut au câștigat harghitenii, învingând altă echipă din Harghita pe gheorghieni. Anul acesta mai sunt, ne apropiem de o victorie a Coronei Brașov. Franca Daniel, Pinucci, trec secundele pe ambele echipe toată la trecerea timpului. Remarc atitudinea harghitenilor care au luptat, nu au cedat niciun minut. Nici chiar acum în ultimele secunde, când fluier de finală, victoria formației brașovene, dau legătura domnului moderator. Noua Corona Brașov este noua câștigătoare a Cupei României, ediția 2020. Victorie clară obținută de Corona Brașov în finala cu Sport Club Miercurea Ciuc, 5-2 pentru formația brașoveană, o victorie meritată. Aș putea să spun după prestațiile celor două formații, a început foarte tare. Corona Brașov a condus cu 3-0,
apoi a reușit să păstreze un ritm foarte bun. Eu le mulțumesc invitațiilor mei de astăzi, care de fapt au făcut toată transmisia. E vorba de domnul Marius Randafir, Cătălin Geru și Viorel Radu. Vom urmări împreună și festivitatea de premiere. Conducerea Federației Române de Hockey va înmâna cele două trofee, trofeul învingătoarei și trofeul finalistei. A fost o ediție a Cupei României reușită, numai și pentru, poate și numai pentru motivul că s-au jucat toate meciurile, nu au fost cazuri de jucători bolnavi de COVID, au fost luate toate măsurile. A primat fair play-uri, n-am văzut gesturi probabile, s-a jucat frumos și cred că echipa care a demonstrat cel mai bun joc, Corona Brașov, a câștigat Cupa României. Și clasamentul Cupei României este următorul: pe locul 1 Corona Brașov, câștigătoarea cupei, pe locul 2 Sport Club Miercurea Ciuc, pe locul 3 CSM Galați, iar pe locul 4 ACSH Gheorgheni. Acum va primi trofeul Sport Club Miercurea Ciuc, finalista a Cupei României și câștigătoarea Cupei de anul trecut. Câștigătoarea de anul trecut a Cupei României. Finalista astăzi este că formația ciucană reușește două sezoane la rând să joace finala Cupei. Finalistei este înmânată capitanului formației Sport Club Miercurea Ciuc, Zobolj Pop sau Pop Zobolj. Trofeul este înmânat lui Roberto Griga, capitanul formației AS Corona Brașov. Deci câștigătoarea Cupei României ediția 2020 este Corona Brașov. Întreaga echipă care și-a adus contribuția la această transmisiune. Și în principal Cristian Teodorescu, ca și comentatorul Gabriel Chifu, care chiar dacă i-a supărat pe unii, a încercat să-și facă treaba cât mai bine. Vă mulțumim pentru atenție și suntem bucuroși că CSM Galați TV a reușit să aducă hockey-ul mai aproape și să transmită acest eveniment important în această perioadă de pandemie, când iată hockey-ul românesc reușește să țină sus steagul performanței. La revedere și sărbători fericite tuturor!